și Cântarea 32, care spune slăvit să fie Dumnezeu. Până ieri, trei zile, am învățat aici cuvântul lui Dumnezeu. Todo para para que todos entendamos, para que entendamos lo que yo voy a predicar. Și toate aceste trei zile am venit aici pentru ca astăzi să putem să înțelegem ceea ce El ne va predica. Entonces, palabra de hoy, cuvântul care se va predica astăzi y palabra el día de mañana, mañana, și ce se va predica mâine, aceste cuvinte vor fi Evanghelia. Yo explicaré muy detalladamente para ustedes. Eu voi explica Evanghelia în mod detaliat. Para que ustedes entiendan bien Evangelio. Pentru ca dumneavoastră să înțelegeți bine Evanghelia,
acepten bien Evanghelia. Și să puteți să acceptați bine Evanghelia. Con corazón humilde quebrantado van a escuchar ustedes palabra de Dios hoy. Cu o inimă umilă și zdrobită să ascultăm astăzi cuvântul lui Dumnezeu și mâine. Podrían entender gran gracia de Dios y misericordia de Dios. Și în felul acesta am putea să înțelegem harul lui Dumnezeu cel mare și mila lui. Primero ya saludamos los unos a otros. În primul rând, haideți să ne salutăm unii pe alții. Vamos a orar y empezamos. Haideți să ne rugăm și începem. Santo Dios misericordioso está en el cielo. Sfinte Dumnezeule milostiv care ești în ceruri. Te damos gracias por darnos esta ocasión de aprender tu palabra en el seminario bíblico. Îți mulțumim că ne-ai îngăduit această ocazie de a învăța cuvântul tău prin acest seminar biblic. Señor, tres días hemos aprendido tu palabra. Doamne, de acum trei zile noi învățăm cuvântul tău. También ayer aprendimos tu palabra sobre todo nuestros pecados. De asemenea, ieri am ascultat cuvântul tău și mai cu seamă despre păcatul nostru. También nuestras debilidades. Despre faptul că suntem atât de slabi. Señor, hoy con corazón quebrantado estamos en presencia de ti. Doamne, astăzi cu o inimă zdrobită și umilă stăm în prezența ta. Ten misericordia de nosotros, por favor. Ai milă de noi, te rog frumos. Guíanos, por favor. Călăuzește-ne, te rog frumos. Señor, tú siempre buscas las personas que buscan a ti con todo corazón. Doamne, tu cauți acele persoane care te caută pe tine din toată inima. Señor, nosotros queremos comprender perfectamente tu gran misericordia, tu amor. Doamne, vrem să înțelegem dragostea ta cea mare și mila ta. Con tu palabra, con tu evangelio, sálvanos, por favor. Prin cuvântul tău, prin evanghelia ta, mântuiește-ne, te rog frumos. Queremos glorificar a ti a través de seminario bíblico. Vrem să te slăvim pe tine prin acest seminar biblic. Sálvanos, guíanos, por favor. Mântuiește-ne, Doamne, călăuzește-ne, Doamne. Toda la cosa en tu mano poderosa dejamos. Încredințăm toate lucrurile în mâna ta cea totputernică. En el nombre de Jesús. În numele lui Iisus. Amen. Amin. Luați loc, vă rog. San Marcos. Evanghelia după Marcu. Capitolul 2. Evanghelia după Marcu, capitolul 2. Versículo 17. Versetul 17. Evanghelia după Marcu, capitolul 2, versetul 17. Iisus, când a auzit acest lucru, le-a zis: nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăință nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. La Biblia nos enseña. Biblia ne învață. Salvación. Că mântuirea. La vida eterna. Viața veșnică. Hay que conocer dos. Trebuie să le cunoaștem. Primero a Dios. Trebuie să cunoaștem pe Dumnezeu. Unico Dios verdadero. Singurul Dumnezeu adevărat. Segundo a Jesucristo. Și după aceea să-l cunoaștem pe Iisus Hristos. Cuando nosotros conozcamos a Dios. Când noi cunoaștem pe Dumnezeu. Sabemos una cosa. Știm un lucru. Eres santo. El este sfânt. Pero somos pecadores. Dar noi, oamenii, suntem păcătoși. Eres perfecto, todopoderoso. El este perfect, atotputernic. Pero somos imperfectos, débiles. Dar noi suntem slabi, nu suntem perfecți. Eres luz. El este lumină. Nosotros tinieblas. Noi suntem întuneric. Por eso no podemos cumplir la ley de Dios. De aceea nu putem să împlinim legea lui Dumnezeu. No podemos vivir perfectamente sin pecar. Nu putem să trăim într-un mod perfect fără să păcătuim.
Entonces la Biblia nos enseña. Și atunci Biblia ne învață. Nosotros estamos bajo de ira de Dios, bajo ira de Dios. Că oamenii sunt sub mânia lui Dumnezeu. Juicio de Dios. Sunt sub judecata lui Dumnezeu. Eso es nuestra situación. Aceasta este situația noastră a oamenilor. Por eso Dios quiere que todos los hombres sean salvos. De aceea Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie mântuiți. Dios quiere que yo Dumnezeu vrea ca eu, persoana mea, să fiu mântuit. Pe mine, personal, vrea să mă mântuiască. Cuando conocemos a Dios correctamente, când cunoaștem pe Dumnezeu într-un mod corect, sabemos nosotros, cunoaștem despre noi, yo soy vil pecador, debo ir al infierno, cunosc că eu sunt un păcătos nenorocit și merg în iad, și para mí, pentru mine, personal, para salvarme, pentru mântuirea mea. Yo necesito salvador. Eu am nevoie de mântuitor. Por eso hay que creer, hay que conocer a Cristo, salvador. De aceea trebuie să cunosc pe Hristos, mântuitorul. Creer en Cristo. A crede în Hristos. ¿Qué significa? Ce înseamnă asta? Ah, Isus, hijo de Dios. Da, Isus este fiul lui Dumnezeu. Solo esto. Doar atât? No, ustedes. Nu. Hay dos significados, dos cosas. Are două însemnătăți. Primero. În primul rând. Hay que conocer quién es Jesús. Trebuie să cunoaștem cine este Isus. La Biblia dice. Biblia spune. Jesús, hijo de Dios. Isus este fiul lui Dumnezeu. Es decir, eres Dios verdadero. Cu alte cuvinte, este Isus adevărat. También eres hijo Dumnezeu de adevărat. De asemenea, el este om, Isus. Entonces eres hombre verdadero. De aceea, el este om adevărat. Primero hay que creer esto. În primul rând trebuie să credem în felul acesta. Segundo. În al doilea rând. Maria, mă auzi bine? Segundo, în al doilea rând, hay que creer lo que hizo Jesús por mí. Trebuie să credem ceea ce a făcut Isus pentru mine. Dice, yo creo en Jesús. Spui, da, eu cred în Isus. Hijo de Dios. El este fiul lui Dumnezeu. Pero no creer, no sabe. Dar dacă nu crezi, dacă nu știi. Lo que hizo Jesús por mí. Ceea ce a făcut Isus pentru mine. Eso no cree en Jesús. Aia nu este credință în Isus. Muchísima creyente. ¿Por qué creen de eso no reciben la salvación? Mulți credincioși, de ce crezând în Isus nu sunt mântuiți? No sabe lo que hizo Jesús por mí. Pentru că nu știu cu detaliu ce a făcut Isus pentru ei. Usted 50% cree en Jesús, ¿puede ser? Noastră, credeți că o credință pe jumătate de 50% e ok? E bună? 99%? 99%? Tampoco, eso no es creencia de verdad. Aceea nu e credință adevărată. Creer significa. A crede înseamnă 100% 100% să te încrezi în Isus. Su obra. În lucrarea lui. Lo que hizo por mí. Ceea ce a făcut el pentru mine. Por eso la Biblia ha explicado. De aceea Biblia explică. Hay que creer el evangelio. Că trebuie să credem în evanghelie. ¿Qué es evangelio? Ce este evanghelia? Jesús hizo por nosotros. Ce a făcut Isus pentru noi. Su obra. Lucrarea lui. Pero muchos. Dar mulți. Creen de Jesús. Crezând în Isus. Está confundido lo que hizo Jesús por nosotros. Se rătăcesc cu privire la ce a făcut Isus pentru noi. Solo creen en Jesús 50%. Dar cred în Isus 50%. 90%. Cred în Isus 90%. Pues una parte cree en Jesús. De aceea, pe de-o parte crezi în Isus. Pero pienso, piensa. Dar cred. Soy creyente. Da, sunt credincios. Soy salvo. Sunt mântuit. Eu de Dios. Sunt fiul lui Dumnezeu. Pero una parte. Dar pe de altă parte. Tiene duda. Au îndoială. Au îngrijorare. Si cometí ese error, dacă pecado. Dacă fac eu un păcat. ¿A dónde voy? Unde mă duc? No lo sé. Păi nu știu. Creo que infierno, no lo sé. S-ar putea să mă duc în iad. ¿Por qué? Nu sunt sigur. De ce? No confío en el Señor siempre. Pentru că nu se încred în Domnul 100%. Por ejemplo, en casa. De exemplu, acasă. Esposo va a salir para trabajar. Soțul merge la muncă. Esposa dice a su esposo. Și soția îi spune soțului. Cariño. Dragă. Yo te confío. Eu mă încred în tine. Nu. En tu trabajo no habrá otra cosa o con otra chica. Eu am încredere că tu nu o să mă înșel la muncă cu altă fată. Yo te confío. Eu cred. 50%. Eu am încredere în tine pe jumătate. 50%. ¿Qué les parece? Cum mi se pare? Eso creencia? Aia. ¿Se confía? ¿Se încrede în el?
Are încredere în el? Eso significa no creer. Aia înseamnă că nu are încredere în el. Yo te confío. Eu am încredere în tine, dragă. 99%. 99%. Eso confiar en su esposa? Asta înseamnă că soția se încrede în soțul ei? Că va fi cinstit? Eso no. Nu e încredere. Nosotros ahora estamos en Nassau. Noi acum suntem în Nassau. Usted cree en esto? Noastră, credeți lucrul ăsta? Da? Da? ¿Cuántos por cien cree? Cât la sută credeți că sunteți în Nassau? 100%. 100%. Eso creencia. Aia e credință. Creo que 99%. Păi se vede, cred că 99% suntem în Nassau. ¿Por qué? Porque no tiene 100% creencia. De ce nu crezi 100%? Porque no sabe la verdad. Pentru că nu cunoști adevărul. Ahora nosotros sabemos. Acum noi știm. Mira aquí en Nassau, sabemos. Că suntem în Nassau, avem dovezi. No necesitamos, ya voy a creer. Nu avem nevoie să ne chinim să credem că suntem în Nassau. Ya creído aquí. Suntem siguri, avem încredere că suntem în Nassau. Ya creído de aquí. Da? De ce? Sabemos, estamos en Nassau. Pentru că știm că suntem în Nassau. Cuando sabemos la verdad, când cunoaștem adevărul, los hechos, dovezile, automaticamente creado aquí, este clar în inima noastră, dovada că credem. Pero no sabe la verdad, dar dacă nu știm adevărul, los hechos, dovezile, aunque intenta creer, chiar dacă încercăm din toate răsputerile noastre să credem, aquí no ha creído. Înăuntru, în inimă, sí, nu avem credință. Da, vrem, încercăm, dar nu suntem siguri de lucrul acesta. Aquí, eso es mi maleta, ¿vale? Aia e valiza lui. Eh? Aquí hay mi cartera. Eu acolo am un pormoneu. ¿Usted puede creer? ¿Noastră credeți că eu am un pormoneu acolo? Por favor, creen, por favor. Vă rog, credeți-mă. Por favor. Haideți, vă rog, și credeți-mă. Yo no miento, por favor. Eu nu mă mint. Yo soy pastor, por favor. Eu sunt pastor. Pueden creer? Mă credeți? 100%? Mă credeți 100%? No. Nu. Si pueden intentar creer. Da, puteți să încercați să sí, credeți. Si tu eres pastor. Păi nu, e pastor. 50%? Más o menos ya. 50%? 99%? No, no, 100%. Poate că are. Pero 100%? Dar 100% de unde să știu? Así. ¿Por qué? Acesta. De ce? Usted no han visto esto. Pentru că noastră nu ați văzut pormoneul din geanta mea. Pero ahora, dar acum? Ya. Este pormoneul meu. Es mío, ¿eh? Ya. Usted han visto. Acum l-ați văzut, da? Ya, yo. Îl pun înapoi în geantă. Ahora pregunto. Acum vă întreb. 100% pueden creer? Puteți să mă credeți 100%? Da. Sí? Da? Sí. Perdón. Așa e corect. Aunque usted no han dicho sí. Chiar dacă n-ați spus da, în inimă ați crezut. Porque habían visto. Pentru că ați văzut. Eso lo hace la Biblia. Asta este credința din Biblie. Para creer en Jesús. Ca să crezi în Isus. No necesita pasar. Eso no necesitas. Nu trebuie să ne străduim din toate puterile să credem în El. Dame-lo algo. No necesitas. Arată-mă dovadă, fă o minune să știu că ești. Cuando encontramos la verdad en la Biblia. Când vedem adevărul în Biblie. Automaticamente aquí. În mod automat, în inima noastră. Cumplida la fe. Se împlinește credința, vine credința în noi. Eso no puede negar. Și lucrul acesta nu se mai poate tăgădui. Porque hemos visto. Pentru că am văzut. En la Biblia. În Biblie. Eso la fe la Biblia. Asta este credința din Biblie. Esto no puede desaparecer. Și lucrul acesta nu poate să se piardă. Puede quitar esto. Nimeni nu ne poate lua această credință. Porque es verdad. Pentru că am văzut că este adevărat. La historia se ha cumplido esto. Istoria s-a împlinit în tocmai. Eso la fe la Biblia. Asta este credința în Biblie. Por eso. De aceea. Hoy hay que escuchar bien. Astăzi trebuie să ascultăm bine. Vale? Da? Sí? Bine? Ok. ¿Quién puede recibir la salvación?
Cine poate primi mântuirea? Pe primer pensamos. Să ne gândim. Dios, Dumnezeu, quiere que todos hombres sean salvos. Vrea ca toți oamenii să fie mântuiți. Todo. Toți. Todo. Toți. Pero, dar, al final, la urmă, solo poca gente reserva. Doar puțini oameni primesc mântuirea. ¿Qué pasa? De ce? Ce se întâmplă? Care este cauza? Dios no tiene poder? Dumnezeu nu are putere? Dios no ha preparado salvación? Dumnezeu nu a pregătit mântuirea? No. Nu. Ha preparado todo. Y él ha pregătit totul. También Dios trabaja para salvar a nosotros hasta ahora. Y él încă lucrează ca să mă salveze până în prezent. También quiere que todos los hombres sean salvos. De asemenea, el vrea, are intenția ca toți oamenii să fie mântuiți. Pero ¿por qué los hombres al final? Și atunci, se salvă. De ce așa de puțini oameni primesc mântuirea? Solo poca gente. De ce așa de puțini? ¿Por qué? De ce? Los hombres no conocen su pecado. Pentru că oamenii nu își cunosc păcatul lor propriu. No arrepentirse. Nu se pocăiesc, nu le pare rău de păcatele lor. No quiere recibir salvación. Nu vor să primească mântuirea. Hay algún enfermo. Sunt anumite boli. Por ejemplo, en la Biblia San Juan capítulo 5. În Biblie, în Ioan capitolul 5, 38 ani nu podia mover. Era un slăbănor care de 38 de ani nu se putea mișca. El quería sanarse muchísimo o no. El vroia să se vindece sau nu. 38 ani nu podia mover. 38 de ani el era paralizat, nu putea să se miște. El quería andar o no. El vroia să meargă sau nu. Muchísimo. El cu siguranță că vrea foarte mult să meargă. Pero nosotros. Dar noi. Tenemos que ir al infierno eternamente. Trebuie să mergem în iad pentru totdeauna. Siendo pecador. Fiind păcătos. Maldición eterna, tenemos que entrar. Trebuie să mergem în blestemul veșnic. Tiniebla eterna, tenemos que entrar. În întuneric pentru totdeauna trebuie să mergem. Fuego eterno, tenemos que entrar. În focul veșnic. Pero los hombres. Dar oamenii. Aunque explicase nosotros. Chiar dacă noi explicăm în felul acesta. Sí, vale. Da, sigur, bine. No buscan al Señor. Nu caută pe Domnul. Señor, salva. Doamne, cu inimă, Doamne, mântuiește-mă. Con todo corazón, no cu toată inima nu caută pe Dumnezeu. Por eso, Evanghelia aquí no va a cumplir. De aceea Evanghelia nu se împlinește în inimă. Por eso, Señor busca los quebrantados de corazón. Domnul caută pe aceia care au inimă zdrobită. Usted, no importa nuestro dinero. Nu contează banii noștri. Ofrenda diezmo. Nu contează cât am adus la biserică. Solo corazón quebrantado. Doar o inimă zdrobită. Señor, sálvame, ayúdame. O inimă care se spune, Doamne, mântuiește-mă. Porque solo pecador puede resalvación. Pentru că numai un păcătos poate să primească mântuirea. Nu pastor. Nu pastorul. Ni cura. Nici popa. Ni algún preotul, diacon, no importa. Nici un diacon. Solo pecador recibe salvación. Numai un păcătos poate să primească mântuirea. Așa spune Biblia. Medico. Doctorul. Desapară los enfermos. Merge la cei bolnavi. No por sanos. Doctorul nu are ce să caute la cei sănătoși. Cine este bolnav? Pecador. Păcătosul. Pecador puede salvación. Păcătosul poate să primească mântuirea. Entonces, en este corazón hay que și atunci, buscar. Cu astfel de inimă, trebuie să căutăm pe Domnul. Señor busca esa persona. Doamne, Domnul caută astfel de persoane. Ustedes a veces van a hospital, ¿no? Noastră uneori para examinar, no? Mergeți la spital ca să vă examinați, să vedeți, să vă faceți analizele. Yo también, a veces yo examinar. Și eu uneori mă duc la medic ca să-mi fac analizele. ¿Por qué? De ce? Primero hay que conocer. În primul rând trebuie să cunoaștem. ¿Qué enfermedad yo tengo ahora? Ce boală am? Primero hay que conocer. În primul rând trebuie să am un diagnostic. Después? După aceea. Eso quiero yo curar esto. Văd ce trebuie să vindec la mine, ce trebuie să vindec. Por eso, de aceea, para enseñar nuestro problema, ca să arăt, să vedem problema noastră, Dios nos ha dado una cosa. Dumnezeu ne-a dat un lucru. Es la ley. Adică legea. ¿Qué? Ce anume? La ley. Legea. Mandamiento. Poruncile. Mandamiento. Poruncile. Pentru ce? Para enseñar nuestro pecado. Ca să ne arate păcatul nostru. ¿Qué tipo de pecado nosotros? Ce fel de păcat avem noi? ¿Qué problema tenemos? Ce problemă avem noi? ¿Qué ley hemos quebrantado? Care lege, care poruncă am călcat-o noi în picioare? Por eso estamos bajo
juicio de Dios. De aceea, pentru că am încălcat legea, suntem sub judecata lui Dumnezeu. Dios nos ha dado la ley. De aceea Dumnezeu ne-a dat legea. Vamos a ver, Romanos. Haideți să vedem, Romani, Romani, capitolul 7. Romanos, capitolul 7. Romani, capitolul 7. Versículo 12. Roman, capitolul 7, versetul 12. Așa că legea, negreșit, este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. La ley es santa. Legea este sfântă. Mandamiento santo, justo, bueno. Porunca este sfântă, dreaptă și bună. ¿Qué significa? Ce înseamnă asta? Porque mandamiento santo, justo, bueno. De ce porunca este sfântă, dreaptă și bună? ¿Qué estás? Ce vrea să spună cu asta? ¿Qué? Ah, nu podia pe. Nu puteți să vedeți din cauza lui asta sau? Vedi, poco así. No, trae esto poco. Momento. Ne scuzați puțin, transmitem și live pentru ca și alte persoane să vadă seminarul din alte părți, de aceea avem o mică defecțiune tehnică, o rezolvăm și începem din nou. Sí, puedo? Ok, eso, la ley es característica de Dios. Legea este caracteristica lui Dumnezeu. Dios es santo. Dumnezeu este sfânt. Dios es bueno. Dumnezeu este bun. ¿Qué? Podemos continuar porque se graba la voz, no pasa nada. Ya vale. Bien, continúo. Aunque sonido ya, vamos a ver. Bine, putem începe chiar dacă se înregistrează numai sunetul. De eso, la ley es característica de Dios explica. Legea este standardul lui Dumnezeu, este caracterul lui Dumnezeu. Este Dios es santo. Dumnezeu este sfânt. Dios es justo. Dumnezeu este drept. Dios es bueno. Și Dumnezeu este bun. Entonces la ley, și atunci legea nos enseña, ne învață que, ce anume vivir como Dios. Să trăim ca și Dumnezeu. Eso, santo, justo, bueno. Asta înseamnă sfântă, dreaptă și bună. Como Dios, ca și Dumnezeu. Hay que vivir. În felul acesta trebuie eso să trăim. La ley. Asta este legea. Sin pecado. Fără păcat. ¿Quién puede vivir sin pecado? Cine poate să trăiască fără să păcătuiască? ¿Quién puede vivir como Dios perfectamente? Cine poate să trăiască ca și Dumnezeu într-un mod perfect? Nadie. Nimeni nu poate să trăiască. Nimeni. Pero los hombres, dar oamenii, sobre todo las personas que ir a la iglesia, mai cu seama oamenii care merg la biserică, no conocen de estos, nu cunosc lucrul acesta, dicen,
Și spun, azi eu sempre intento guardare la lei. Păi eu întotdeauna încerc să păstrez legea. Yo he guardado casi todo. Eu am împlinit aproape toate poruncile. Esa persona no sabe nada la palabra de Dios. O astfel de persoană nu cunoaște mai nimic din cuvântul lui Dumnezeu. ¿Cómo puede vivir como Dios? Cum poți să trăiești ca și Dumnezeu? La lei, legea, Dios ha dado para los pecadores. Dumnezeu a dat-o pentru păcătoși. ¿Para qué? Cu ce scop? Para darnos conocimiento de pecado. Pentru ca să ne dea cunoștința păcatului. 1 Timoteo. 1 Timotei. 1 Timoteo. 1 Timotei. Capitolul 1. 1 Timotei, capitolul 1. Versículo 9. 1 Timotei, capitolul 1, versetul 9. 1 Timotei, capitolul 1, versetul 9. Căci știm că legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cel fără de lege și nesupuși, pentru cei nelegiuiți și păcătoși, pentru cei fără evlavie, necurați, pentru ucigătorii de tată. Asta e. Para quien? Pentru cine? Para pecador. Pentru păcătoși. Nu para creyente justos. Nu pentru credincioși, nu pentru cei care se cred drepți. Para qué? Pentru cine a fost dată? Para enseñar nuestro pecado. Tú tienes este tipo de pecado. Legea a fost dată ca să ne arate nouă ce fel de păcate avem. Por esto ir al infierno. De aceea ne învață că noi vom merge în iad datorită faptului că facem aceste păcate. Habrá juicio para enseñar. Va avea loc judecată, de aceea ne învață. Cuando nosotros vamos a hospital. Noi când mergem la spital. Medicul examina și nosotros. Medicul ne examinează. Y no. Da? A usted tiene ese tipo de enfermedad. Ne poate să ne spună, dumneavoastră aveți acest tip de boală. Eso es la ley. Asta este legea. Por eso, para darnos conocimiento de pecado, Dios nos ha dado la ley. Ca să ne dea cunoștința păcatului, Dumnezeu ne-a dat legea. Pero los hombres. Dar oamenii. No saben esto. Nu cunosc lucrul acesta. Intentă guarda lei. Și întotdeauna încearcă să țină legea. Pero la Biblia explica. Dar Biblia spune. Aunque 90% guarda la ley. Chiar dacă 99% ai păstrat legea. Ofendiere uno entre todos. Dacă o singură poruncă ai încălcat. Ofender todo igual. Ai călcat toate celelalte porunci. Cometiendo muchísimo pecado ir al infierno. Da, dacă faci foarte multe păcate, mergi în iad. Cometiendo un pecado ir al infierno igual. Dar și cu un singur păcat poți să mergi în iad. Aunque un pecado cometer. Chiar dacă un singur păcat am face. Por este pecado ir al infierno. Pentru acel păcat trebuie să mergem în iad. De aceea Biblia ne explică. Una vez cometer pecado. Că o singură dată dacă am păcătuit. Cometer todo pecado de la ley es igual. Înaintea lui Dumnezeu e ca și cum am fi păcătuit toate păcatele pe care le toate păcatele din lege. Por eso nadie puede ir al cielo a través de guardando la ley. De aceea nimeni nu poate să meargă în cer ținând legea. Santiago, capitolul 2. Iacov, capitolul 2. Santiago, capitolul 2. Iacov, capitolul 2. Versículo 10 și 11. Versetul 10 și 11. Iacov, capitolul 2, versetul 10 și 11. Căci cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Cel ce a zis să nu prea curvești, a zis și să nu ucizi. Acum, dacă nu prea curvești, dar ucizi, te faci călcător de lege. Aquí dice, ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Cine greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Árbol malo puede llevar árbol fruto bueno? Un măr pădureț poate să aducă mere bune? Pecador puede hacer el bien? Un păcătos poate să facă binele? Nu. Pero por qué Dios nos ha dado la Atunci, de ce ne-a dat nouă Dumnezeu legea? Para que nosotros comprendamos nuestro pecado. Pentru ca noi să înțelegem că suntem păcătoși. Yo no puedo. Să ne dăm seama că noi nu putem să ținem legea. Por ejemplo, 10 mandamientos. De exemplu, cele 10 porunci. Quinto. A cincea poruncă. Honrarás a tu padre. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Sí? Da? 10 mandamientos.
Știți, din cele 10 porunci. Omul Sfântul Padre. O poruncă din ele este să cinstești pe mama ta și tatăl tău. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Porque în 10 mandamiento, doar mandamiento. De ce în aceste 10 porunci nu există porunca? Ama tus hijos. Să-ți iubești copiii. Porque no hay este mandamiento. De ce nu există această poruncă? Porque todos los padres. Pentru că toți părinții automaticamente aman su hijo. Își iubesc în mod automat de la sine copiii. Ui, mi copii cachorror. Uiuțul meu. Todo el mundo. Toată lumea își îndrăgește copiii. Pero los hijos no honran a su padre. Dar copiii nu își cinstesc părinții. Por eso se manda. De aceea Dumnezeu poruncește tu padre. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Sí, porque tú no honras tu padre. Cu alte cuvinte, noi nu ne cinstim părinții. No cometerás adulterio. Să nu prea curvești. ¿Qué significa esto? Ce înseamnă asta? Tú en tu corazón. Că în inima ta. Codiciar otra mujer. Ai poftit altă femeie. Otro hombre. Sau alt bărbat. ¿Qué significa esto? Asta înseamnă. Mandamiento nos enseña nuestros pecados. Poruncile ne arată păcatul nostru. ¿Por qué? De ce? Nosotros para salvación hay que conocer nuestro pecado. Pentru că noi, ca să putem primi mântuirea, ca și condiție, trebuie să ne vedem prima dată păcatul nostru. San Mateo. Matei. Capitolul 19. Capitolul 19. Capitolul 19. Matei, capitolul 19, versetul 16 și 17. Matei, capitolul 19, versetul 16 și 17. O să citesc doar 16. Atunci s-a apropiat de Iisus un om și a zis: Învățătorule, ce bine să fac ca să am viață veșnică? Un joven pregunta a Iisus. Un tânăr a întrebat pe Iisus: ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Ce bine să fac ca să am viață veșnică? Ese hombre muy bueno. Acest tânăr era foarte bun. Credente. Credincios. Rico. Bogat. Aquí explica. Aici explică lucrul acesta. Siempre ha ayudado a otra persona. Întotdeauna a ajutat alte persoane, a ținut legea. Muy bien. Foarte bine. Pero ese credente. Dar acest credincios. Tiene dos errores. Are două greșeli. Error. Două greșeli. Nu cunoaștem bine al Señor. Nu cunoaște bine pe Domnul. Ce eror? Care sunt greșelile din întrebarea lui? Primero. În primul rând. Aquí dice. Aici spune. Qué bien haré para tener la vida eterna. Ce bine să fac ca să am viața veșnică. Tener la vida eterna. A avea viața veșnică. Recibir la salvación. Înseamnă a primi mântuirea. El pensava, hay que hacer el bien. Și acest tânăr credea că el trebuie să facă ceva bine ca să fie mântuit. ¿Qué bien haré? Ce bine să fac? Entonces, haciendo el bien, ¿podemos tener salvación? Și atunci, făcând bine, le putem primi mântuirea? La Biblia no. Biblia nu spune așa. ¿Cómo puede haber salvación usted? Cum putem primi mântuirea? Por nuestro el bien. Prin purtarea noastră bună? Prin meritele noastre? No, entonces, ¿por qué? ¿Con qué cosa? ¿Cu ce anume? Por gracia a Dios. Numai prin harul lui Dumnezeu. Por palabra a Dios. Numai prin cuvântul lui Dumnezeu. Por la fe. Numai prin credință. No nuestra obra. Nu prin faptele noastre bune. Pero él pensaba. Dar acest tânăr credea. Con ¿qué haré bien? ¿Qué bien haré? El așa a întrebat, ce să fac bine ca să am viața veșnică? Haciendo el bien, él puede así pensa. El își imagina că făcând ceva bine o să poată dobândi viața veșnică. Como hoy en día creyente. Ca și în zilele noastre, cum cred majoritatea creștinilor. Haga el bien. Dacă face bine. Guarda la ley. Dacă va ține cele 10 porunci. Crede că va merge în cer. A veces error, dacă un error greșește. No he hecho bien. Dacă nu face întotdeauna bine. Ir al infierno. Crede că va merge în iad. No, ustedes. Nu este așa. Es error. Lucrul acesta este greșit. Segundo. Un al doilea rând. Qué bien haré. Ce bine să fac. Significa. Înseamnă. Yo puedo hacer el bien. Că ai impresia că poți face ceva. Poți face bine. Dime cualquiera. Ia spune-mi tu mie, yo ce să fac. Eu pot să fac orice. Eu pot să gândesc legea. Eu pot să trăiesc ca și Dumnezeu. Total está confundido. Este în totalitate rătăcit. Por Jesús dijo. De aceea Iisus a spus. Cele 10 porunci. No cometerás así, así. Să nu faci. Él respondió. Și el a răspuns.
Yo lo he hecho todo. Din pruncie împlinesc acestea. Total confundit de esa persoană. În totalitate era greșit. Rătăcit. De aceea Iisus îi spune: vende todo tus riqueza, dinero, vinde, toate cosas. Vinde tot ce ai. Da otra persona. De la alte, la săraci. Sigue-me. Și ia scurcea și urmează-mă. El quería, no quería estas. El a vrut sau nu a vrut să facă lucrul ăsta? No. Nu a vrut. Sí, yo quiero el cielo. Da, eu vreau să merg în cer. Pero yo no puedo hacer todo el dinero. Da, eu nu pot să-mi las toată avuția. ¿Qué significa esto? Ce înseamnă asta? Ese joven pensaba, yo guardo toda la ley. Acest tânăr își imagina că împlinește toate poruncile. Pero sinceramente no. Dar cu adevărat nu le împlinea. Si el a veces podía ayudar mendigo. Da, uneori poate că a ajutat vreun cercetător. Aquí ya una moneda. Uite, un leu. 10 euro aquí. Uite, 10 euro. Aquí 100 euro. Uite, 100 de euro. Todo el mundo dice. Toată lumea spune. Uy, el muy bien. Wow, ce bine, no? Ce de treabă om. Puede ser, no? Poate fi, nu? Pero ese mendigo, por ejemplo. Dar acest cercetător, de exemplu, pide a el. Dacă îi cere tânărului, por favor, dame todo tu dinero. Te rog frumos, dă-mi toți banii tăi. El podía da? I-ar putea da? Ladron. Hoțule. Vete. Cum îți permiți? No? Pleacă de aici. Si los hombres. Dacă oamenii. Puede hacer bien poco, sí. Da, oamenii pot să facă un pic de bine. Pero no puede hacer bien. Dar nu pot să-l facă binele cerut de Dumnezeu. Aquí a veces hacer el bien. Da, uneori facem binele. En otro sitio hacer el mal. Dar în altă parte facem ceva rău. Pero los hombres. Dar oamenii. Solo eso mostrando otra persona. Arată numai ce au făcut bine. Mira, soy yo así bueno. Și se îngânfă. Eso los hombres. Așa sunt oamenii. Al final ese. La urmă, acest tânăr, no teniendo la vida eterna, neavând viața veșnică, se marchó. A plecat. Por eso, capítulo 19, versículo 25-26. De aceea, în versetul 25-26 spune: discípulos preguntaron a Jesús. Ucenicii l-au întrebat pe Iisus. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Cine poate atunci să fie mântuit? Ese hombre muy bueno no recibe salvación. Păi omul ăsta atât de bun nu a putut să primească mântuirea. Entonces, señor, ¿quién puede ser salvo? Păi, Doamne, cine mai poate să primească mântuirea dacă ăsta nu a putut? Jesús le respondió. Și Iisus le răspuns. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. La oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Usted, salvación. Mântuirea. No, nuestra obra. Nu este lucrarea noastră. Obra de Dios. Este lucrarea lui Dumnezeu. No, nuestra justicia. Nu este neprihănirea noastră. Justicia de Dios. Este neprihănirea lui Dumnezeu. Dios nos da gratuitamente. Dumnezeu ne-a dat gratis. În mod gratuit. Pero los hombres no recibiendo esto. Dar oamenii neprimind. No, nu îmi trebuie asta. Eu vreau să încerc. Sobre los creyentes. Mai cu seamă cei credincioși. Por eso no puede recibir oración. De aceea nu pot să primească mântuirea. Romanos capítulo 10. Roman capítulo 10. Versículo 2-3. Roman capítulo 10, versetul 2 și 3. Le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. Pentru că întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să spună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Aici sale două justiție. Aici apare două neprihăniri. La justiția de Dios. Neprihănirea lui Dumnezeu. Pero los hombres creyentes. Dar oamenii credincioși mai cu seamă. Ignorando la justicia de Dios. Neținând seamă de neprihănirea lui Dumnezeu. Para establecer su propia justicia. Ca să-și pună înainte propria lor neprihănire. Pentru al final le chasadante Dios. De aceea la urmă vor fi respinși de la fața lui Dumnezeu. Cain Abel. Cain și Abel. Quería acercarse a Dios. Au vrut să se apropie de Dumnezeu. Genesis capitolul 4, nu? Geneza capitolul 4. Cain prepară muchísimo qué? Cain a pregătit ce? Frutos, nu? Foarte multe roade. Terenal, nu? Foarte multe roade de pe acest pământ. Abel, qué? Abel ce a făcut? Sau un cordero. Doar un miel. No? A quien Dios aceptó? Și pe cine? A cărui om a acceptat Dumnezeu jertfa? Abel. A lui Abel. No? Abel su sacrificio. A acceptat jertfa lui Abel. Por qué? De ce? Por qué? De ce? Usted no sabe. Nu știți?
Dios. Dumnezeu. Alguien dice Dios. Cineva va spune că Dumnezeu. Te gusta barbacoa. Cineva va spune că lui Dumnezeu îi place grătarul. Așa? De asta? Nu. Sau nu de asta? Abel, Cain. Cain. Para acercarse a Dios, para recibir salvación. Ca, pentru ca să se apropie de Dumnezeu, ca să fie mântuit. Trabajando, sudando. A muncit foarte mult, a transpirat. Preparat muchísimo. A pregătit foarte multe lucruri. Oro a Dios así. Și s-a rugat lui Dumnezeu așa. Señor, yo soy pecador. Doamne, eu sunt păcătos. Pero, dar, para salvación. Ca să primești mântuirea, să fii preparat. Preparat sunt muchísima cosa. Uite cât de mult am muncit eu. Yo trabajo muchísimo. Eu am muncit foarte mult ca să pregătesc tot ce am pus în fața ta. Mirando mi trabajo. Uite ce mult am muncit eu. Mi obra. Uite-te la mine. Uite la faptele mele. Uite-te la neprihănirea mea. Señor, sálvame. Doamne, mântuiește-mă. El confiando su obra, el se acercó. Cain, încrezându-se în lucrarea lui, așa s-a apropiat de Dumnezeu. Pero Abel, dar Abel, sabiendo eres vil pecador, cunoscând că el este un păcătos de nenorocit, s-a rugat așa. Dios, yo soy vil pecador. Doamne, eu sunt un păcătos de nenorocit. Por mi obra no puedo acercarme a ti. Prin lucrarea mea, eu nu pot să mă apropii de tine. Pero según su promesa, dar conform promisiunii tale, yo he preparado un sacrificio. Eu am pregătit aici o jertfă. Él murió por mi pecado. Acest miel a murit pentru păcatul meu. Mirando ese sacrificio y su sangre, uitându-mă la această jertfă și la sângele curs, sálvame. Mântuiește-mă, te rog frumos. Abel solo confiando promesa de Dios. Abel doar încrezându-se în promisiunea lui Dumnezeu, el așa a fost mântuit. Por Dios aceptó, salvó a Abel. De ce Dumnezeu a acceptat jertfa lui Abel? ¿Entienden ustedes? Înțelegeți noastră? ¿Entiende? Înțelegeți? Dios solo puede salvarnos. Numai Dumnezeu ne poate mântui. No está su gracia. El ne dă harul într-un mod gratuit. Entonces, ¿cómo podemos salvación? Cum putem să primim mântuirea? Ustedes no se olviden esto. Să nu uitați lucrul acesta. Para recibir salvación. Ca să primim mântuirea. Solo hay única manera. Există o singură posibilitate. No hay otros. Nu există altă opțiune. ¿Qué? Care? Marcos, capítulo 1. Marcu, capitolul 1. Marcos 4:1, versetul 15. Marcu, capitolul 1, versetul 15. El zicea: s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Solo arrepentirse aquí. Doar pocăiți-vă. Hay que creer Evangelio. Doar după ce ne-am pocăit, putem să credem în Evanghelie. Arrepentimiento. Pocăință. Y la fe. Solo și credință. No oración. Nu prin rugăciune. Ni milagro. Nu prin minuni. Ni dinero. Nu prin bani. Ni bautismo. Nici prin botez. Solo arrepentimiento. Numai prin pocăință. Y la fe. Și credință în Evanghelie. Entiende? Înțelegeți? Conociendo su pecado, cunoscând păcatul nostru, hay que arrepentirse. Trebuie să ne pocăim. Señor, yo soy vil pecador y al infierno. Doamne, eu sunt un păcătos nenorocit și merit să merg în iad. Sálvame. Mântuiește-mă. Și Dios nos dará su gracia. Dumnezeu ne dă harul lui. A través de Jesucristo. Prin Iisus Hristos. Hay que aceptar. Trebuie să acceptăm. Creer. Să credem. Conocer. Să cunoaștem. Eso es la fe. Asta este credința. Solo arrepentimiento y la fe. Numai prin pocăință și credință. Sí? Da? Sí o no? Da sau nu? Da. Sí? Da? ¿Cuánto tiempo se tarda para recibir salvación? Cât timp durează ca să primim mântuirea? De cât timp este necesar? Salvación significa. Mântuirea înseamnă nacer de nuevo. Ne naștem din nou. Tener vida eterna. Ai viața veșnică. Haberse hecho hijo de Dios. Ne-am făcut fii de Dumnezeu. Recibir Espíritu Santo. Am primit Duhul Sfânt. Eso todo es salvación.
Toate acestea sunt sinonime ale mântuirii. Para recibir salvación. Ca să primim mântuirea. ¿Cuánto tiempo se tarda? Cât timp este necesar? ¿Cuánto tiempo necesitamos? Cât timp, de cât timp avem nevoie? Puțin. Pero ¿por qué han ido muchísimos años a la iglesia? Dacă avem nevoie de puțin timp, de ce am mers așa de mulți ani la biserică și încă n-am primit mântuirea? Yo pregunto a alguna persona creyente. Eu întreb pe o persoană sau alta, credincioși. ¿Usted es salvo? Dumneavoastră sunteți mântuit? ¿Cómo puede saber esto? Păi de unde să știu? Dumnezeu știe. Después morir. După ce o să mor, Dumnezeu știe. ¿Tú eres salvo? ¿Ești mântuit? Sí. Da. Banana, usted comete pecado grande. Dar dacă mâine s-ar întâmpla să faci un păcat mare. Antes de arrepentirse ya por accidente ya muera. Și n-ai apucat să te pocăiești și ai muri într-un accident. ¿A dónde va? Unde merge? No lo sé. Păi, nu știu. Muchísimo piensan salvación poca a poca. Mulți cred că mântuirea este progresivă, încetul cu încetul se va împlini. Pero la Biblia dice. Dar Biblia spune. Salvación. Că mântuirea. Un moment. Este într-un moment. Escuchando Evangelio. Ascultând Evanghelia. Creând Evanghelia. Crezând Evanghelia. Judas. Iuda. Capitolul 1. Iuda, capitolul 1. Versículo 3. Iuda, capitolul 1, versetul 3. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Aquí la fe de la salvación. Aici credința mântuirii. De una vez a dat. Dumnezeu a dat-o o singură dată. De una vez, un moment. O singură dată. Salvación es nacimiento. Mântuirea este nacer en este naștere. Un divin. Niño para nacer en este mundo, ¿cuánto tiempo necesita? Ca un copil să vină în această lume, de cât timp este necesar? Ya ahora 9 meses. De exemplu, acum 9 luni. Aquí romanos muchísimos 9 meses, ¿no? Mulți români au, hombres, sobre todo, hombres, mai cu seamă bărbați, sunt de 9 luni. De 9 meses. 9 luni. De a empezat dolor. Și încep durerile. Por eso va a hospital ese mujer. Și merge femeia aceea la spital. Pregunto al médico. Și întreabă pe medic. Señor, ¿cuándo sale mi hijo bebé? Domnule, când iese copilul meu? Ah, hoy solo saldrá cabeza. Păi astăzi o să iasă numai capul. Un año después vuelva, ¿vale? Veniți peste un an. Puede ser? E posibil? De un año después. Deci, după un an. Vuelva a ir a hospital. Merge din nou la spital. Señor. Domnule. Solo mi hijo ya ahora ya solo cabeza. Copilul meu doar capul a ieșit. Când va ieși totul? A hoy solo la mano derecha. Păi astăzi o să iasă numai mâna dreaptă. Próximo año vuelva, profesor. Veniți peste un an. A vale? A, bine. Así? Așa? Nu, nu este așa. Entonces, cum nasce? Cum? Și atunci, cum se nasc copiii? Ai, bum, así, no? Așa se nasc copiii. Ai, pum. Después. După aceea. Para crecer. Pentru ca să crească. Necesita mucho tiempo. Este nevoie de timp. Para nacer. Pentru ca să se nască. Un momento. Dintr-o dată, un moment. Para crecer. Ca să crească. Necesita mucho tiempo. Este nevoie de mult timp. Entiende ustedes? Înțelegeți? Salvación. Mântuirea. De una vez. Este o singură dată. Cumplidos. Se împlinește. Pero por qué muchos creyentes? Dar atunci de ce așa de mulți credincioși? Ai la iglesia 20 años, 30 años. Merg la biserică 20 de ani, 30 de ani, 50 de ani. No tiene seguridad de la salvación. Și nu au siguranța mântuirii. Yo he hecho mal, yo perder mi salvación. Păi dacă eu fac rău, îmi pierd mântuirea. Por qué? Este așa? Porque no sabe. De ce crede așa? Pentru că nu știu. Când Iisus a murit pe cruce între cei doi tâlhari, timp de 6 ore,
un malhechor recibe la salvación, ¿no? Und el Herr abrir mutuira. Señor, Doamne, acuérdate de mí, por favor. Amintește de mine. Jesús, ¿cómo respondió? Și ce a răspuns Isus? Uy, tú tienes mucha cara, ¿eh? Nu ți rușine. Tú eres malo, ¿no? Tu ești un tâlhar. Un poquito antes me criticaron, ¿no? Tu un pic mai devreme m-ai hulit și m-ai... Tu eres ladrón, ¿no? Tu ești un hoț. Tu malo, ¿no? Tu ești un rău. Pero pide salvación. Și acum ceri să fii mântuit. Uy, malo. Vai, dar ce rău ești. Así? Așa i-a răspuns. Jesús respondió. Isus i-a răspuns în felul acesta. Hoy. Astăzi. Hoy. Astăzi. Tu estarás conmigo. Vei fi cu mine în paradis. El para recibir salvación. Y él ca să primească mântuirea, cât timp a fost nevoie? 50 años. 50 de ani. ¿Por qué 50 años ha ido a iglesia mucha gente no conocía la salvación? De ce mulți oameni merg de 50 de ani la biserică și încă n-au primit mântuirea? Porque no conocen bien la obra de Dios. Pentru că nu cunosc bine lucrarea lui Isus. El para recibir salvación, ese marcher, hacer el bien algo. Acest tâlhar a făcut ceva bine ca să poată să primească mântuirea. Bautizado. S-a botezat. Participar culto. A venit la biserică. A hecho diezmo. A dat zeciuială. No, ustedes nada. Nu. Solo por gracia del Señor. Numai prin harul lui Dumnezeu a primit mântuirea. 100% solo gracia. 100% numai prin harul lui Dumnezeu. Eso es salvación. Asta este mântuirea. Entiende-mi palabra. Înțelegeți ce vă spun? Un momento. Dintr-o dată. A través de Evangelio. Prin Evanghelie. Obra de Jesús. Prin lucrarea lui Isus. Entonces, ¿qué es salvación? Atunci, ce este mântuirea? ¿Qué es salvación? Yo pregunto, ¿habes creyente? Eu întreb uneori pe credincioși. ¿Tú has salvación? Tu ai primit mântuirea. ¿S-a bautizat? Da, m-am botezat. ¿Qué es salvación? Eu te întreb, ce e mântuirea? Salvación. Mântuirea. El perdón de pecado. Este iertarea de păcate. Nosotros por pecado ir al infierno. Noi din cauza păcatelor mergem în iad. Para salir de infierno. Ca să ieșim din iad. Recibe salvación. Ca să primim mântuirea. Hay que solucionar pecado. Trebuie să rezolvăm problema păcatului. Hay que perdonar pecado. Trebuie să ni se ierte păcatele. Entonces. Și atunci. No hay salvación sin perdón de pecado. Nu este mântuire fără iertare de păcate. Es importante, ¿eh? Asta este important. No hay salvación. Nu este mântuire sin perdón de pecado. Fără iertare de păcate. Dice, soy creyente. Spui că ești credincios. Soy diácono. Spui că ești diácono. Pastor. Pastor. Pero no has perdonado su pecado perfectamente según la Biblia. Dacă nu ai iertat păcatele într-un mod desăvârșit, după cum spune Biblia, nu ești salvo. Nu ești mântuit. Nu poți ieși al cer. Nu poți să mergi în cer. Un pecat nu poate ieși al cer. Nimeni cu păcat nu poate să meargă în cer. Muchísimo está confundido este tema. Și mulți sunt rătăciți cu privire la acest lucru. Salvaciones? Mântuirea este. Perdón de? Iertare de? Pecados. Păcate. No hay salvación sin perdón de. Nu există mântuire fără iertare de păcate. Lucas. Luca. Capitolul 1. Luca, capitolul 1. Versículo 77. Luca, capitolul 1, versetul 77. Și să dai poporului său cunoștința mântuirii, care stă în iertarea păcatelor lui. Salvación qué es? Ce este mântuirea? Perdón de? Iertare de păcate. Sí? Da? Pero por qué hoy en día? Și atunci, de ce în zilele noastre? Muchos dicen. Mulți spun. Soy salvo, sí, soy creyente, salvo. Sunt mântuit, sunt credincios. Pero. Dar. ¿Alguna vez he cometido error? Păi dacă s-ar întâmpla să fac o greșeală mare, o păcat mare. Pierde salvación. Îmi pierd mântuirea. Esa persona. O astfel de persoană. Desde el principio no ha recibido. De la început nu a primit mântuirea. La Biblia enseña salvación perfecta. Biblia ne învață că mântuirea este desăvârșită. Eterna. Este veșnică. En la historia hay muchísimo falsa salvación. De-a lungul în istorie au fost multe învățături greșite și multe mulți oameni s-au înșelat cu privire la mântuirea lor. Pues la Biblia dice. Dar Biblia spune. Vamos a adelantar la perfección. Să mergem spre cele desăvârșite. Vamos a ver. Haideți să vedem. Evrei capitolul 6. Evrei capitolul 6. Versículo 1 y 2. Evrei capitolul 6, versetul 1 și 2. Solo 1, de por favor.
Deocamdată citim doar versetul 1. Prima parte. Prima parte. De aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite. Titlul de acest libru, cum se cheamă? Cum se numește această carte? Evrei. Evrei, nu? Evrei, da. Entonces, ¿quién recibe esta carta? Cine a primit această scrisoare? Judeos. Această epistole, iudei, da? ¿Quiénes son judíos? Cine sunt iudeii? Este principio. Ei de la început. Por sangre de animales perdonan de sus pecados. Prin sângele animalelor la templu le erau iertate păcatele. Es aprendiendo Antiguo Testamento. Ei învățau Vechiul Testament. Es conocen 10 mandamientos. Ei cunoșteau cele 10 porunci. Guarda el día de reposo. Ei țineau ziua de odihnă. Es saben arrepentimiento. Ei cunoșteau de pocăință. Imposición la mano. Ei știau de punerea mâinilor. También Espíritu Santo conocen. Ei cunoșteau de Duhul Sfânt. Y juicio eterno. Cunoșteau despre judecata veșnică. Todo conocen ellos. Tot cunoșteau foarte bine. Capitolul 6 explică așa. În capitolul 6 așa explică. Pero eso todo sombra de Cristo. Dar toate acestea sunt doar o umbră a lui Hristos. Cristo a venido. Hristos a venit. Hay que creer Cristo. Trebuie să credem în Hristos acum. Hay que creer obra de Cristo. Trebuie să credem în lucrarea lui Hristos. Pero los judíos. Dar iudeii. No creen de Jesús. Ne crezând în Isus. Es volver a dónde? Ei unde s-au întors? Otra vez con animal templo. S-au întors din nou la aceleași jertfe de animale la templu. Para perdonar sus pecados. Ca să li se ierte păcatele. Es puede ser? E posibil lucrul acesta? Jesús ya muerto. Isus deja a murit. A fost jertfit. Pero en esa época. Dar în acea vreme. Los judíos. Iudeii. Otra vez con animales. Din nou s-au întors la jertfele de animale. Era el templo. Se ducea la templu. Diciendo para perdonar nuestros pecados. Spunând că facem treaba asta ca să ni se ierte păcatele. ¿Qué significa esto? Ce înseamnă asta? Total menospreciar a Jesús. Ei călcau în picioare pe Isus. Îl disprețuiau. Capitolul 8 și 9 explicado. În capitolul 8 și 9 din această carte eternamente. Scrie că Iisus a iertat păcatele noastre într-un mod desăvârșit pentru totdeauna. Hizo perfecto, así explicado. A făcut într-un mod desăvârșit. Pero dar tot escuchado palabra de apostol. Toți ascultând Evanghelia din gura acestui apostol, ei nu au acceptat aceste cuvinte. Otra vez con animales. Și din nou s-a întors la aceleași jertfe de animale la templu. Puede ser, e posibil lucrul acesta? Puede ser? E posibil. Por eso aquí dice, de aceea în Biblie scrie, vamos a adelantar a perfección. Să mergem spre cele desăvârșite. Să credem în Iisus într-un mod desăvârșit, corect. El hizo perfectamente. El a făcut o lucrare desăvârșită. ¿Por qué volver como antes? De ce să ne mai întoarcem la lucrurile de dinainte? Credentes hoy en día. Credincioșii din zilele noastre. No conocen obra perfecta. Nu cunosc lucrarea perfectă a lui Iisus. Por eso. De aceea, creând în Iisus, crezând în Iisus, sempre atitudine. Întotdeauna au îndoială în inima lor. Au o îngrijorare în inima lor. Le este frică, teamă. Doamne, ai milă de mine. Jesus, ¿qué dirá? Și Iisus ce va spune? Yo he hecho todo. Eu am făcut totul. Perfectamente. În mod desăvârșit. Muchos creen así hoy. Mulți cred în felul acesta în zilele noastre. Jesus dijo. Și Iisus a spus. Consumado es. S-a isprăvit. ¿Qué significa consumado? Ce înseamnă s-a isprăvit? Ya está perfecto. S-a terminat. Mi-am terminat ce aveam de făcut. Pero creyentes. Dar credincioșii. No, 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 señor. Păi nu, stai, doamne. Voy a perder. Că eu vreau să... Eu mă pierd. Jesús dijo. Iisus a spus. Consumado es. S-a isprăvit. Credentes. Credincioșii. No, no, todavía no. No, 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 încă nu. ¿Cuál es correcto? Care are dreptate? Usted salvación. Mântuirea. Es perfecta la Biblia. Este desăvârșită. Usted ha escuchado palabra legalismo. Ați auzit cuvântul legalism? En la historia. În istorie. Guardando la ley quiere ir al cielo. Vrând, închipuindu-ți că vrei să ții legea, crezi că poți să mergi în cer. Es falso. Este fals. Por eso apostol Pablo escribió a Romanos. De aceea apostolul Pavel a scris cartea Romani. Solo por gracia de Dios. Numai prin harul lui Dumnezeu. Nu de altă obră. Nu prin faptele noastre bune. Ir al cielo. Putem să mergem în cer. Romanos. Roman. De otro tipo de secta. O altă învățătură greșită, secta. Sí, por gracia de Dios somos salvos. Da, suntem mântuiți prin harul lui Dumnezeu. Pero. Dar. Esa salvación. Această mântuire. Nosotros tenemos que guardar. Nosotros. Noi trebuie să avem grijă de ea.
Dios no, nosotros ya guardamos. Noi Dumnezeu, noi trebuie să avem grijă de ea, să nu pierdem. Eu nu guardo? Că dacă eu nu am grijă de mântuirea mea, eu voi merge în iad. Ce este? Ce asta? Galatianism. Galatianismul. Empieza por Espíritu Santo. Încep prin Duhul Sfânt. Pero acaba, dar termină por la carne. Vor să termine cu firea pământească. Salvación. Mântuirea. Empieza por gracia de Dios. Începe prin harul lui Dumnezeu. Termina por gracia de Dios. Dar se termină prin harul lui Dumnezeu. Empieza con Espíritu Santo. Se începe prin Duhul Sfânt. Hasta final con Espíritu Santo termina. Și se termină cu Duhul Sfânt. Pero Galatas. Dar galatenii. Ellos. Ei. Escuchando palabra del Señor gracia. Ascultând cuvintele lui Pavel despre har. Con su fuerza quiere guardar la salvación. Vor să-și păstreze ei cu puterile lor mântuirea. Entonces, și atunci, la gracia de Dios, harul lui Dumnezeu, la obra de umbra, hombres, lucrarea oamenilor, se mescla. Ei în felul acesta au vrut să amestece. Este fals. Lucrul acesta este fals, greșit. Salvación desde principio hasta el final. Mântuirea de la început până la sfârșit. Todo gracia de Dios. Este toată numai prin harul lui Dumnezeu. En la historia. De-a lungul istoriei. Otro tipo de falsa doctrina. O altă învățătură greșită. Este epoca de Iisus. Începând din vremea lui Iisus. Misticismul. Era misticismul. Sempre busca algo maravilloso. Întotdeauna caută ceva minunat. Palabra no importa, palabra. Nu contează cuvântul lui Dumnezeu. Abrido palabra. Ah, mă plictisește cuvântul lui Dumnezeu. Quiero un milagro. Vreau o minune. Quiero algo especial. Vreau ceva special. Jesús qué dijo? Și ce a spus Iisus? Generación adúltera y mala busca milagros, señal. Un neam rău și prea curvar cere un semn. Yo solo doy una señal. Eu vă voi da doar un singur semn. Profeta Jonas. Al prorocului Iona. Jonas tres días. Iona, trei zile și trei nopți. El vientre de a fost pez, în pește, în pântecele peștelui. Salió, no? Și apoi a ieșit. ¿Qué significa esto? De ce a spus așa? La muerte y resurrección de Jesús. Avea legătură cu moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Para salvación necesita otra cosa ustedes? Ca să primim mântuirea, avem nevoie de altceva? La muerte, la resurrección de Jesús, eso milagro de milagro ustedes. Moartea și învierea lui Iisus Hristos este minunea minunilor. Pero los hombres no conocen qué significa esto. Dar oamenii nu cunosc lucrul acesta, ce înseamnă asta. Por eso, ya, así? De aceea o dau la o parte. Busca otro, sí. Și caută alt semn, altă minune. Salvación. Mântuirea. La Biblia perfecta. Este mântuirea din Biblie, Dios este perfectă. Por su gracia. Dumnezeu ne dă prin harul lui. Por palabra. Prin cuvântul lui. Por la fe. Prin credință. De una vez. O singură dată. Para siempre. Pentru totdeauna. Nos ha dado su salvación. Așa ne-a dat mântuirea. Hoy yo quiero explicar esto. Asta, despre asta vreau să vă spun astăzi. Sí? Da? Todavía no he entrado ya eso salvación. Încă n-am intrat în subiectul mântuire. Timpul trece foarte repede. Pero vamos, ¿no? Dar mergem înainte, nu? Vamos, ¿no? Nelu. Sí? Da. Ya primero. Ya. În primul rând, salvación es, ¿qué es? Salvación, perdón. Mântuirea este iertarea de păcate. Sí? Da? Alumnos, por favor, responden. Studenți, spuneți. Da. Da? Salvación es, ¿qué? Mântuirea este iertarea de păcate. Iertare de pecados. Păcate. No hay salvación, perdón de pecados. Nu este mântuire fără iertare de păcate. Solo estos, perdón de pecados. Doar cu iertare de păcate. Entonces. Și atunci. Cum? Cum? Cum perdonar pecado? Cum putem avea păcatele iertate? Por nuestra confesión? Prin mărturisirea noastră? Oración? Prin rugăciune? Lágrimas? Prin lacrimi? Bautismo? Prin botez? Ofrenda? Prin aduce darul la biserică? Servicio iglesia? Prin a sluji în biserică? Cum? Cum putem să fim iertați de păcate? Aici în Biblie scrie. Solo unica manera. O singură metodă. Por sangre. Numai prin sânge. No hay otra cosa. Nu există altă metodă. Solo sangre. Numai sânge. Mi libro ya. Așa cum vedeți acolo. Este ce este acolo, pe cant?
antes cristiano dicen. Înainte creștinii spuneau. Exprimit Antiguo Testamento. Dacă storci Vechiul Testament, van a caer las gotas de sangre de animales. Va cădea picături din sângele animalelor. Exprimit Nuevo Testamento. Dacă storci Noul Testament, van a caer las gotas de Jesús. Va cădea picături din sângele lui Isus Hristos. Eso es la Biblia. Asta este Biblia. Toda la Biblia. Toată Biblia enseña la sangre de Cristo. Le vorbește despre sângele lui Isus Hristos. ¿Por qué? De ce? No hay otra manera. Pentru că nu există altă posibilitate. Única manera de pierde pecados. Singura opțiune de a avea iertate păcatele. La sangre de Cristo. Este numai prin sângele lui Isus Hristos. ¿Entienden ustedes? ¿Me înțelegeți? Única manera. Singura posibilitate. Levitic 17. Levitic capitolul 17. Versículo 11. Levitic capitolul 17, versetul 11. Căci viața trupului este în sânge. Vi l-am dat ca să-l puneți pe altar, ca să slujească de ispășire pentru sufletele voastre, căci prin viața din el face sângele ispășire. Căci viața trupului este în sânge. Vi l-am dat ca să-l puneți pe altar, ca să vă slujească de ispășire pentru sufletele voastre, căci prin viața din el face sângele ispășire. La manera de la expiación. Felul în care se face ispășire. Solo sangre. Numai prin sânge. No hay otra cosa. Nu există altă posibilitate. Solo sangre, usted. Numai prin sânge. ¿Por qué? De ce? La vida, pentru la carne este la sangre. Viața trupului este în sânge. La paga del pecado es muerte. Plata păcatului este moartea. Pero solo sangre puede quitar nuestro pecado. De aceea numai sângele poate să ne șteargă păcatele. Da, quitar sangre, derramar sangre. Dacă vărsăm sângele, significa muerte. Asta înseamnă moarte. La paga del pecado es. Plata păcatului este moarte. Moartea. Cuando paga nuestro pecado ya en este momento perdonado es pecado. Când se plătește pentru păcatul nostru, atunci sunt iertate păcatele. Evreo, capitolul 9. Evrei, capitolul 9. Evrei, capitolul 9. Versetul 22. Versetul 22. Evrei, capitolul 9. Versetul 22. Și după lege, aproape totul este curățit cu sânge. Și fără vărsare de sânge, nu este iertare. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fără vărsare de sânge nu este iertare. Para perdonar pecado hay que derramar sangre. Ca să se ierte păcatul trebuie să se verse sânge. Es única manera. Este singura posibilitate. ¿Entiende hasta aquí? Până aici ați înțeles? Sí. Da? Ok. E, puede cantar? Putem să cântăm o cântare? E, poco abrir la... Deschide un pic, te rog frumos. Când a fost o mire, am avut un sunet așa ca ta. Da? Bună, ți l-ai făcut la mare. Ați făcut la mare com? Și pentru că nu. Știți că ți-l-ai făcut la mare com? Nu era mare com. Thank you.
San Juan, capítulo 1. Ioan, capitolul 1, versetul 29. Ioan, capitolul 1, versetul 29. 1:29. Ioan 1:29. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ioan el Bautista era ultimul profet al Antiguului Testament. Ioan Botezătorul a fost ultimul profet al Vechiului Testament. El indicând Iisus. El arătând spre Iisus. Dijo, a spus: E aquel cordero Dios que quita pecado del mundo. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Păcatul del? Păcatul cui? Mundo, no? Al lumii. Los judíos, iudeii, escuchando esta palabra, ascultând aceste cuvinte, se sorprendieron mucho. Ei au rămas foarte surprinși. ¿Qué? Cum? ¿Qué? Cum? Durante mil años, timp de 1000 de ani, judíos, iudeii, ¿cómo perdonado pecado? Cum le erau păcatele iertate? Solo en el templo. Numai la templu. A través de sangre de animales. Numai prin sânge de animale. Solo para judíos. Numai pentru iudei. Así perdonado. În felul acesta le erau iertate păcatele. Pero Juan el Bautista dijo. Dar Ioan Botezătorul a spus. En el río de Jordán. La râul Iordan. En el desierto. Acolo în pustie. Indicando un hombre. Arătând spre un om. No animal. Un hombre. Nu arătând spre un animal. Spre un om. El cordero de Dios. Iată mielul lui Dumnezeu. Quita pecado de. Care ridică păcatul. Quién? Cui? Mundo. Lumii. Entonces. Și atunci. En el pecado del mundo. În păcatul lumii. Entrarían pecados de los romanos. Oare intră și păcatele românilor? Sí. Da. Nelu, sí. Nelu, da. Españoles. Dar a spaniolilor. Sí. Coreanos. Dar a coreanilor. A coreanos, no. Nu, a coreanilor. Feo, feo. Te surât. Coreanos también. Și a coreanilor. A gitanos. A gitanos también. Și a țiganilor. Solo los creyentes? Sunt pecatul credente? Este vorba numai despre păcatul credincioșilor. ¿Quién cree desde principio en vientre de madre? Nadie. Cine crede încă din pântecele mamei sale? Nimeni. No importa creyente o no creyente. Nu contează credincios sau necredincios. Todos los pecadores. Toți păcătoșii. Todos los descendientes de Adán. Toți urmașii lui Adam. Rico, pobre. Bogat, sărac. No importa. Nu contează. Todos sus pecados entrados. Toate păcatele intră aici în păcatul lumii. Jesús. Iisus. Llevó pecado del mundo. A dus păcatul lumii. A luat păcatul lumii. Es decir. Cu alte cuvinte. Mi pecat. Păcatul meu. El llevó. El a luat păcatul meu. Genesis 4:4. Geneza capitolul 4. Para un pecador. Pentru un păcătos. Murió un sacrificio cordero. A murit un miel. Para Abel. Pentru Abel. Exod capitolul 12. În Exod capitolul 12. Para una familia. Pentru o familie. Murió un cordero. A murit un miel. Por ser perdonado sus pecados. De aceea l-au fost iertate păcatele. Eso Pascua. De Paște. No? Levítico 16. Levítico capítulo 16. Por un pueblo. Pentru un popor. Israel. Israel. Murió un sacrificio. A murit o jertfă. Perdonado sus pecados un año. Și li s-au iertat păcatele pe timp de un an. Porque cada año hay que hacer. Pentru că în fiecare an trebuiau să repete acele jertfe. Solo un año. Doar pe un an. Pero aquí. Dar aici. Juan Bautista dijo. Ioan Botezătorul a spus. Jesús. Iisus. Cordero de Dios que quita. Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii întregi. Nu una persoană. Nu la unei persoane. Nu una familie. Nu a unei familii. Ni un por un. Ni a unui popor. Por todo el. Ci tot toată lumea. Todos los pecadores. A tuturor oamenilor din toată lumea. Păcatul meu. El llevó. El a luat. Desde Adán. De la Adam. Hasta ultima persoană. Până la ultima persoană care se va naște pe acest pământ. Todavía no ha nacido. Care încă nu s-a născut. Pero hasta ultima persoană. Su pecado. Până la ultima persoană. Păcatul lui. Jesús llevó. Iisus a dus. ¿Por qué? De ce? ¿Por qué? De ce? Eres representante pentru de los hombres. Pentru că
Isus este reprezentantul întregii omeniri. În Biblie ai doi reprezentanți. În Biblie sunt doi reprezentanți. Adam. Adam. Jesus. Și Isus. Adam primul om. Adam este primul om. Jesus ultimul om. Isus este ultimul om. Adam primul Adam. Primul om. Adam primul om. Jesus ultimul Adam. Isus ultimul Adam. În Corinteni capitolul 15 spune asta. Și Roman 5 de asemenea. Por Adam. Prin Adam. Somos pecadori. Suntem păcătoși. Sí o no, da sau nu? Alguien antes de nacer en este mundo. Cineva înainte de a se naște în această lume. Quería nacer en este mundo como romano. A vrut să se nască în această lume ca român, de exemplu? Alguien? Este cineva care a ales? No. Nadie nace porque han querido. Nimeni nu s-a născut din voia lui. Yo tampoco. Nici eu. Por culpa de mi padre yo nací. Din cauza lui tata eu m-am născut. Sí? Da? Yo no quería ser coreano. Eu n-am vrut să mă nasc corean. Pero ya naciendo coreano. Dar m-am născut corean. No? No? Naciendo soy pecador. Născându-mă în lumea aceasta sunt păcătos. Manzano lleva manzana. Mărul face mere. Pecador cometer pecado. Păcătosul face păcate. Por este pecado? De aceea eu din cauza acestui păcat ir la infierno. Mă duc în iad. Eu nu quiero nacer en este mundo. Eu n-am vrut să mă nasc în această lume. Yo no quiero cometer pecado. Nu vreau să fac păcate. Pero este pecado? Dar din cauza păcatelor ir la infierno. Eu mă duc în iad. Es injusto. Este nedrept. Dios injusto. Doamne, e nedrept? Sí? Da? Solo hasta aquí, Dios injusto. Dacă e să mergem până aici, Dumnezeu este nedrept. Pero nuestro Dios. Dar Dumnezeul nostru. No es injusto. Nu este nedrept. Por eso envió. De aceea el a trimis. Otro representante. Un alt reprezentant. Jesús. Adică pe Isus. Romanos capítulo 5. Roman capitolul 5. Romanos capítulo 5. Roman capitolul 5. Versículo 18-19. Versetul 18 și 19. Roman capitolul 5, versetul 18 și 19. Astfel dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire, care dă viața. Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Entiende ustedes? Înțelegeți? Sí? Por un hombre su desobediencia, Adam. Prin neascultarea unui om, adică Adam, toți s-au făcut păcătoși. Pero Jesús. Dar Isus, solo Jesús por su obediencia. Prin ascultarea lui Isus, todo hombre puede ser justos. Toți oamenii pot să fie neprihăniți. El llevó pecado del. El a luat păcatul întregii lumi. Usted Zacarías. În Zaharia hay una profeție muy importante. Este o profeție foarte importantă. Dios profetiza así. Dumnezeu a profețit în felul acesta. Un día. Într-o singură zi. En un día. Într-o singură zi. Yo perdonaré todo pecado de la tierra. Eu voi ierta tot păcatul lumii. ¿Cómo? Cum? Dios dijo, Dios prometió. Așa a promis Dumnezeu. Solo de un día. Într-o singură zi. Yo voy a perdonar todo el pecado del mundo. Păcatul țării. Cum poate? Cum e posibil lucrul acesta? Cuando? Când? El día de murió Jesús. În ziua când a murit Iisus Hristos pe cruce. Porque él llevó todo pecado. Pentru că el a luat toate păcatele noastre. Dios usó a Jesús. Și Dumnezeu l-a judecat pe Iisus. Jesús pagó todo. Iisus a plătit pentru toate păcatele noastre. Por ese día. De aceea în acea zi. Todo pecado de la tierra. Toate păcatele pământului întreg. Perdonado. Au fost iertate la cruce. Zacarías. Zaharia. Capitolul 3. Capitolul 3. Zacarías capítulo 3. Zaharia capítulo 3. Versículo 9. Versículo 9. 3:9. Zaharia capítulo 3, versículo 9. Ya. Căci iată că numai spre piatra aceasta pe care am pus-o înaintea lui Iosua sunt îndreptați 7 ochi. Iată, eu însumi voi săpa ce trebuie săpat pe ea, zice Domnul oștirilor. Și într-o singură zi voi înlătura nelegiuirea țării acesteia. Antes venir Jesús prometizat. Înainte de venirea lui Iisus a fost făcută această profeție.
En la Biblia. En Biblia. Jesús. Jesús. Eres única roca, piedra. Este singura stinca, piedra. Así explica. Así explica. Entonces aquí dice. Atunci, aici spune, quitaré el pecado de la tierra en un día. Într-o singură zi voi înlătura nelegiuirea țării acesteia. Cum? Cum? Jesus llevó todo pecado. Jesús ha luat toate păcatele întregului pământ. Dios juzgó a Jesús. Dumnezeu a judecat pe Iisus. Jesús pagó todo pecado. Iisus a plătit toate păcatele noastre. Por eso ese día. De aceea în acea zi. Pecado todos los hombres. Păcatele tuturor oamenilor. Ante Dios. Înaintea lui Dumnezeu. Quitado. Au fost înlăturate. Perdonado. Au fost iertate. Ese día. În acea zi. Cuando? Când? Acum 2000 de ani. El día de morir. În ziua când Iisus Hristos a murit pe cruce. Sí o no? Da sau nu? Sí o no? Da sau nu? San Mateo. Matei. San Mateo. Matei 27. Matei 26. San Mateo 27, versículo 50-51. Matei 26, versetul 50. 27. Matei 27. 50-51. Matei 27, versetul 50-51. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Și îndată perdeaua din lăuntrul templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat. Usted sabe bello de templo? Știți că acolo în templu era o perdea. En el templo. În templu. Hay dos sitios. Erau două încăperi. Lugar santo. Locul sfânt. Lugar santísimo. Și locul preasfânt. Ese dos sitios divididos por velo. Și aceste două locuri erau împărțite printr-o perdea. No? Ca și aceasta. Dios estaba lugar santísimo. Dumnezeu era în locul preasfânt. Pero delante de lugar santísimo hay velo. Dar înaintea locului preasfânt era o perdea. ¿Qué significa esto? Ce înseamnă asta? Allí Dios. Acolo era aquí Dumnezeu. Nosotros, pecadores. Aici în locul sfânt erau păcătoși. Entre Dios y nosotros hay pecado. Între Dumnezeu și noi este păcatul. No podemos entrar. Nu putem să intrăm acolo no la Dumnezeu. No podemos acercarnos a Dios. Nu avem acces direct la Dumnezeu. Nu putem să ne apropiem de El. Eso velo. Acea era o, acolo era o perdea. Pero. Dar. Una vez al año. O singură dată pe an. Ese velo. Acea perdea. Quitado un momento. Se dădea la o parte pentru o clipă. Cuando? Când? El día expiación. În ziua de ispășire a poporului. El día 10, séptimo, a 10-a zi, día, a 10-a zi, séptimo meses, din a 7-a lună, al calendario judíos, a calendarului iudeu, matando sacrificio, omorând sacrificiul, sumo sacerdote, marele preot, con sangre de animal, cu sângele animalului, entra al lugar santísimo, se ducea în locul preasfânt, solo una vez, o singură dată pe an, para entrar, și ca să intre acolo, sinceramente, trebuia sangre. Să meargă cu sânge. Sin sangre entra. Fără sânge, dacă intra acolo, Dios le mata. Dumnezeu îl omora. Por eso, sumo sacerdote. De aceea, marele preot. Todo quitando pecado del pueblo Israel. Atrage sangre de ese animal. Printr-un ritual făcea ca tot păcatul să se transmită asupra unui miel. Con ese sangre entra al lugar santísimo. Se omora acel miel, se lua sângele și se intra în locul preasfânt. Tronul de Dios. Acolo unde era tronul lui Dumnezeu. Si Dios acepta ese sacrificio. Dacă Dumnezeu accepta acel sacrificiu. Sumo sacerdote tot está vivo. Marele preot putea să iasă de acolo viu. Dios nu acepta este sacrificio. Dar dacă Dumnezeu nu ar fi acceptat acea jertfă. Dios mata. Dumnezeu ar fi omorât pe marele preot. Entonces. Și atunci. Sumo sacerdote, marele preot, con sangre, cu sângele, intră în locul preasfânt. Como? Cum? Quitando un momento así. De la o parte perdeaua pentru o clipă. Entra, vale? Intră acolo. Echa la sangre siete veces. Pune sângele pe altar de 7 ori, stropește. Dios la miró. Dumnezeu se uită la acel sânge. Pero no pecado. Și iartă păcatele. Un año. Pentru un an. Un an solo. Pentru eso, un an. Hay que hacer otra. De aceea, următorul an, otra din nou trebuie să facă. Otra vez. Și în felul acesta, în fiecare an.
cuando salir sumo sacerdote, când ieșea marele preot din locul preasfânt, velul de templu, perdeaua din templu, como antes, la fel ca și înainte, se punea la locul ei, se astupa. Entonces, și atunci, sangre de animal, sângele animalului, solo un momento, doar pentru o clipă, puede abrir el velo. Prin, cu sângele animalului, doar pentru o clipă, se putea da la, la o parte perdeaua. Puede acercarse al Señor. Și pentru o clipă putea să se apropie de Dumnezeu. Porque con sangre de animal no puede quitarnos pecado perpetuamente. Pentru că prin sângele animalelor nu se pot înlătura păcatele într-un mod desăvârșit. Pero cuando Jesús murió, dar când a murit Iisus, templo de, vela de templo, ¿cómo? Perdeaua din lăuntru templului, se rasgó. S-a rupt. En dos. În două. De arriba abajo. De sus în jos. Dios quitó todo. Dumnezeu a fost cel care a rupt perdeaua de sus în jos. ¿Por qué? De ce? Sangre de Jesús. Pentru că sângele lui Iisus. No perdonó el pecado un momento. Nu a iertat păcatele noastre doar pentru o clipă. Sino eternamente. Și pentru totdeauna, pentru veșnicie, într-un mod desăvârșit. Por Dios rasgó. De aceea Dumnezeu a fost acela care a rupt perdeaua în două. Antiguo Testamento. În Vechiul Testament. Sumo sacerdote. Marele preot. Hay que salir otra vez. Trebuia să iasă din locul preasfânt. No puede estar juntos con Dios. Nu putea să stea împreună cu Dumnezeu. Hay que salir. Trebuia să iasă de acolo. Porque no puede perdonar eternamente pecado. Pentru că păcatele nu puteau fi iertate în vremea aceea pentru totdeauna. Pero Jesús. Dar Iisus. Desvedando su sacrificio. După ce s-a adus pe sine în sus jertfă. Necesitó. A înviat. Entrar en el cielo. Și a intrat în cer. ¿Qué hace? Și ce a făcut? Se asenta. S-a așezat la dreapta Tatălui. Para siempre. Pentru totdeauna. ¿Por qué? De ce? El hizo perfectamente. Pentru că el a făcut o lucrare desăvârșită. Perfectamente. Perfectă. Eternamente. Pentru totdeauna. Por eso dijo en la cruz. De aceea Iisus a spus pe cruce. Consumado era. S-a isprăvit. No 50%. Nu 50%. No es pecado perdonar, no 50%. Păcatul nostru nu este iertat doar 50%, doar pe jumătate. No 99%. Păcatul nostru nu este iertat doar 90%. 100%. Păcatul nostru este iertat 100%. Por eso consumades así. De aceea era spus pe cruce, s-a isprăvit. Hoy había bautismo. Fina. Astăzi, Finea s-a botezat. Sí? Da? Cuando Jesús bautizado. Când Iisus a fost botezat. ¿Qué ocurrió? Ce s-a întâmplat? Cielo, cerurile fueron s-au abierto. Deschis. Vale? Da? Cuando Jesús murió, când Iisus a murit, velul de templu, perdeaua din templu, lasgado. S-a rupt în două. Ok. 5 minutos predicamos así porque tiene que cargarse la batería. Ah. Vale. Dice 5 minutos solos. No. 5 minutos predicamos sin la cámara, pero luego podemos predicar más. Vale, vale. Okay. No hay problema. ¿Entendido ustedes? Ah, ¿te interesa? Mirale, ¿por qué nosotros debemos ir al infierno? Uitați-vă, de ce noi ar trebui să mergem în iad? Porque nosotros seremos juzgados. De ce să fim judecați? Por pecado. Din cauza păcatului. Eso velo. Din cauza perdelei. Entre Dios y nosotros hay velo. Între Dumnezeu și noi, înainte era o perdea. Eso pecado significa. Perdeaua aceea însemna păcatul care este între noi și Dumnezeu. Por sangre de animales. Și prin sângele animalelor. Solo un momento perdonado. Dar o singură clipă era iertat. Pero cuando Jesús murió. Dar când a murit Iisus. Por su sangre. Prin sângele lui. Perfectamente quitó. A fost iertat într-un mod perfect. Por eso Jesús cuando fue bautizado. De aceea când a fost botezat Iisus. Bautismo, la muerte, la resurrección de Jesús, ¿vale? Botezul, adică moartea și învierea lui Iisus. Cielo fueron abiertos. Cerurile au fost deschise. ¿Qué significa esto? Ce înseamnă asta? Entre Dios y nosotros. Între Dumnezeu și noi.
No hay más pecado. No hay este pecado. Por sangre de Cristo. Prin sângele lui Isus. Dios quitó todo pecado. Dumnezeu a înlăturat tot păcatul dintre noi și el. Evrei 10. De aceea în Evrei 10 spune. Explica 19:20, explica. Explică în versetul 19:20. Ese velo. Că acea perdea. Es el cuerpo de Jesús. Este trupul lui Isus. Așa explică. Așa spune. Porque dentro de cuerpo de Jesús. Pentru că în trupul lui Isus. ¿Quién había? Cine ce era? Dios. Era Dumnezeu. Por su cuerpo es templo. De aceea, templu, la Biblia dice. Trupul lui Isus era templul lui Dumnezeu, Biblia sí. Spune. En la Biblia. Da? Jesús es templo de Dios. Isus era templul lui Dumnezeu. No? Da? Dentro de cuerpo de Jesús, ¿quién había? Cine era în trupul lui Isus? Dios. Dumnezeu. Fuera de cuerpo de Jesús, ¿quién afară había? Din trupul lui Isus, cine era? Los pecadores. Păcătoșii. Para abrir un puerta, una puerta. Și ca să se deschidă o cale, o ușă. Jesús llevó en su cuerpo. Isus a luat păcatele noastre în trupul lui. Al final su cuerpo la. La urmă trupul lui a fost sfârtecat. En la cruz. Pe cruce. Lasgado. A fost sfârtecat, a fost. Era masacrat de todo. Și a vărsat tot sângele. Por eso al final. Din cauza aceasta. Abrió una puerta hacia Dios. S-a deschis o cale către Dumnezeu. Un camino. O cale, Jesus, o ușă. Yo soy camino. De aceea Iisus Hristos a spus, eu sunt calea. Yo soy puertas. Eu sunt ușa. Jesus hizo todo esto. Iisus a făcut toate aceste lucruri. Entiende ustedes? Înțelegeți? Sí? Da? Una cosita. Încă un lucru. Muchos creyentes. Mulți credincioși. Dice así. Spun așa. Yo creo en Jesús. Da, eu cred în Iisus. Jesús murió por mí. Iisus a murit pentru mine. Pero yo. Dar eu. Cometer error. Dacă aș face un păcat. Grande. Mare. Yo ir al infierno. Eu m-aș duce în iad. Entonces Jesús. Și atunci Iisus. Solo llevó nuestro pecado pequeño. A luat doar păcatele noastre așa mai mici, mai mărunțele. Solo pecado pequeño. Numai păcatele mici l-a luat pe cruce. Todos los pecados. Toate păcatele. Cuando yo predicaba en España, când eu predicam în Spania, yo explico estos, eu am explicat lucrurile acestea, cuando termina, și la urmă, când am terminat seminarul, un joven, un tânăr, empezó a llorar, a plâns foarte tare, a început să plângă, pastor, gracias, pastore, mulțumesc, gracias, mulțumesc, pastore, gracias, así. În felul ăsta plângea. Porque yo pensaba. Și eu credeam. Ah, ese joven entendido. Amor de Dios. Acest, obra de Jesús. Acest tânăr a înțeles lucrarea lui Isus, a înțeles dragostea lui Dumnezeu. Por eso empecé a hablar. De aceea am început să vorbesc cu el. Entendido. Jesús murió por ti. Ai înțeles că Isus a murit pentru tine. Sí, Jesús murió por ti. Da, am înțeles că Isus a murit pentru mine. Pero. Dar. Yo soy malo. Eu sunt rău. Muy malo. Eu sunt foarte rău. ¿Cómo puede perdonar mi pecado? Cum ar putea Iisus să-mi ierte păcatele mele? Así llora. Așa plângea. ¿Qué es? Ce e asta? El dijo. El a spus. Jesús sí murió por da, Iisus a murit pentru mine. Jesús murió por nosotros. Iisus a murit pentru noi toți. ¿Entonces tu pecado? Dar păcatul tău. Yo soy malo. Eu sunt atât de rău. ¿Cómo? Dice Jesús murió por todo pecado. Y él ha spus că Iisus a murit pentru păcatele tuturor. Por pecado del mundo. Pentru păcatul lumii întregi. Todo el mundo. Pentru păcatul. Pero él. Tuturor oamenilor. Dar el pentru păcatul lui. Tiene preocupación. El se îngrijorează. Esa persona cree en Jesús o no? O astfel de persoană crede în Iisus sau nu? Corea. În Corea. În Corea. Hay una narración. Există o povestioară. 10 cerditos. Povestioara celor 10 purceluși. Aici también hay? Aveți aici povestioara celor 10 purceluși? Solo 3, nu? Aici numai 3 purceluși, nu? Corea 10. În Corea avem o povestioară cu 10 purceluși. 10 cerditos. 10 purceluși. Fueron de excursión. S-au dus în excursie. A unde? Unde? A Nasaud. În Nasaud. Excursión. Todo el día. Toată ziua. Ya jugaban. S-au jucat. Ya. S-au distrat. Se disfrutaron todo. S-au bucurat. Al tiempo de volver a casa. Și vine vremea să ne întoarcem acasă. Por eso. De aceea. Cerdito delegado. Purcelușul responsabil. Invocó todo.
I-a chemat pe toți. Ven todo! Veniți, veniți! Todo! Veniți, că trebuie să plecăm. Se reuniră todo. Și s-au adunat. Hay que confirmar, no? Trebuie să vedem dacă suntem cuántos, toți. No? Por eso. De aceea. El mando. Cuenta! El a început să numere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí? Sí? Pero, dar, cerdito, solo. Y era numerado. Pero era nuevo. ¿Dónde está uno? ¿Dónde está uno? ¿Dónde está ese tonto? ¿Dónde está ese tonto? ¡Busca! ¿Qué estás por tonto ahora? ¡Tonto! ¿Dónde está? Bueno, por celular, ¿dónde está? Se reúnen juntos. Y de nuevo se aduna. ¡Cuenta! Sí, número. 1, 2, 3. Nouă! Numără până la nouă. Unde este unul? Donde? Unde e ăla care îi lipsește? Unde este? Unde? Ese delegado, nu? No? Purcelușul responsabil nu s-a numărat pe el. Siempre ese delegado quitando el mismo. Întotdeauna purcelușul responsabil, ne punându-se pe el la socoteală, numără până la nouă. Ui, tonto! Tont. Pero... Dar... Între credinte... Între credincioși... Ai muchísimo tontos. Sunt mulți așa, care nu se numără pe ei. Por qué Jesús murió? De ce Iisus a murit? Jesús murió por todo el mundo. Iisus a murit pentru toată lumea. Más? Jesús murió por nosotros, nuestros pecados. Iisus a murit pentru noi, pentru păcatele noastre. Entonces tú cometes pecado? Și atunci dacă tu ai păcătuit? No lo sé. Păi nu știu. ¿A dónde va? Unde mergi? Infierno. Păi în iad. Sí, verdad. Da, este adevărat. Salvación es perdón de pecados. Mântuirea este iertare de păcate. Jesús perdonó nuestros pecados poquito? Iisus a iertat doar puține din păcatele noastre. Perpetuamente. Nu, el a iertat în totalitate. Él no perdonó nuestros pecados. Dacă el no perdonara nuestros pecados. Dacă Iisus nu ar fi iertat păcatele noastre. Él no podía resucitar. El nu ar fi putut să învie. No podía sentarse. El nu ar fi putut să se așeze la dreapta Tatălui. Miren ustedes. Uitați-vă. Un versículo más. Încă un verset. Evreo. Evrei. Capitolul 1. Evrei, capitolul 1. Oi, asta, vale? Este versicol, vale? Până aici, la acest verset ne oprim. Yo quiero explicar más. Aș vrea să explic mai mult. Ya tiempo. Dar timpul a trecut. Poi, un poco más? Aș putea un pic mai mult? Solo una hora? Îmi permiteți? Încă o oră? Creo que... Sí, usted me da tiempo. Dacă dumneavoastră îmi dați timp. Yo quiero dos, tres horas más. Eu vreau și două, trei ore. Pero creo dar, que mañana no vuelva a iglesia. Cred că mâine nu mai vrei să veniți. Por eso ya voy. Evrei, capitolul 1. Evrei, capitolul 1. Evrei, capitolul 1. Evrei, capitolul 1. Usted la Biblia es muy delicioso, el libro. Biblia este foarte delicioasă, ca o mâncare foarte bună. Hay muchísimo tesoro aquí. Sunt multe comori aici în cuvântul lui Dumnezeu. La vida eterna. Viața veșnică. Toda la riqueza de Dios. Toate bogățiile lui Dumnezeu. Toda la gloria de Dios. Toată slava toda lui Dumnezeu. La bendición de Dios. Toată binecuvântarea lui Dumnezeu. Unde sunt? Aquí usted. Aici, în cuvântul lui Dumnezeu. Los hombres no sabe. Oamenii nu știu lucrul acesta. Por eso lo busco en otro sitio. De aceea caută altceva. No aprende la Biblia. Nu învață Biblia. Solo tiene el dinero si piensa. Numai la bani li capă. Aquí Dios ha dado toda. Dar aici, în această Biblie, avem toate binecuvântările. Evrei capitolul 1. Evrei capitolul 1. Versetul 3. Versetul 3. Evrei capitolul 1, versetul 3. El care este oglindirea slavei lui și întipărirea ființei lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui, a făcut curățirea păcatelor și i-a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. A făcut curățirea păcatelor. A făcut. Ți-a terminat. A terminat. E la no, timpul trecut. Eu are, eso no, ustedes. Nu zice că va face. Yo perdonaré, no. Nu zice că va ierta. A făcut. Zice, a făcut, la trecut. Ți-a terminat. Deja a terminat, deja de făcut. Perdonado. El deja a iertat. Cuando? Când?
libro de Hebreo, în cartea evrei, fue escrito. Cartea evrei a fost scrisă hace 1900 años. Acum 1900 de ani. Dice aquí. Și aici spune. A făcut. Consumadores. S-a isprăvit. Dios dijo. Dumnezeu a spus. Yo perdoné todos pecados. Ya está. Am iertat toate păcatele. Gata, s-a terminat. Pero los creyentes. Dar credincioșii. No lo sé. Au îndoială, nu știu. No creo. Nu cred. Por eso tiene tanta preocupación. De aceea au îndoială, au preocupare. Todo pecado. Toate păcatele. El día de morir Jesús. Când a murit Iisus Hristos. Entre Dios y nosotros. Între Dumnezeu și noi. Todo terminado. Toate păcatele au la sfârșit. Nosotros au iertat. Creemos estos. Noi asta credem. Por eso lo agradecemos al Señor. De aceea facem un singur lucru, să fim mulțumitori Domnului. Yo no tengo mérito nada. Eu nu am niciun merit înaintea Yo lui. No tengo justicia nada. Eu nu am nicio neprihănire înaintea Sunt lui. Vil pecador ir al Sunt doar un păcător nenorocit care merită să meargă în iad. Pero yo siempre, siempre Dar ir al cielo. Eu sunt sigur, sigur 100% că merg în cer. ¿Por qué? De ce? Yo soy pastor. Pentru no. că sunt pastor. Yo he servido a Dios. Pentru no. că slujesc lui Dumnezeu. Mi Señor ha hecho así. Nu, pentru că Domnul a făcut curăția El hizo así. El a făcut așa. Yo solo confío en Dios. Eu doar mă încred în lucrul acesta, în ceea ce a făcut El. Por eso no tengo preocupación. De aceea eu nu mă mai îngrijorez. Yo creo en su gracia. Eu cred în harul Lui. Ustedes. Toda obra del Señor ya terminado. Toată lucrarea Domnului s-a terminat. ¿Qué es Evangelio? Ce este Evanghelia? Jesús perdonó todo. Iisus a iertat toate păcatele noastre. Jesús hizo todo. Iisus a făcut totul. Solo arrepentidos creen esto. Doar pocăiți-vă și credeți în lucrarea aceasta ce a făcut Iisus. Pero ¿por qué lo creyente lo creen? Și atunci de ce credincioșii nu vor să creadă? Usted sabe palabra misa? Ați auzit de cuvântul misa? Catolicísimo. La catolici. ¿Qué significa? Ce înseamnă misa? Misa. Misa. Es o palabra insultar a Jesús, ustedes. Este un cuvânt care insultă pe Iisus. La Biblia. Biblia. Jesús perdonó todo. Spune clar că Iisus a iertat toate păcatele. De una vez para siempre. O singură dată pentru totdeauna. Muchísimas veces así explica. În multe rânduri și în multe locuri explică în felul acesta. Pero misa, palabra misa. Dar cuvântul misa. No. Spune că nu. Hay que renovarse. Trebuie să renoim. Sacrificio de Jesús. Trebuie să renoim sacrificiul lui Iisus în fiecare duminică. Așa e comer. De aceea trebuie să se împărtășească. Jesús perdonó una vez allí? Iisus, Iisus a iertat toate păcatele pe cruce? Nu, așa spun catolici. Ahora renovarse. Acum. Otra vez. Renoim. Otra vez. Renoim acea jertfă mereu și mereu. Como animal Antiguo Testamento. La fel cum făceau în Vechiul Testament. Jertfele de animale, mereu și mereu. Eso palabra misa. Asta înseamnă misa. Eso total insultar a Cristo. Este o insultă la adresa lui Hristos, la lucrarea lui. Menosprețe el sangre de Cristo. Este un dispreț față de sângele lui Iisus Hristos care a curs. Por eso la historia. De aceea, de-a lungul istoriei, creyentes, mulți credincioși. Yo no participar en misa. Nu au participat la misa. ¿Por qué? De ce? Mi se me perdió todo. Pentru că Domnul meu mi-a iertat toate păcatele. ¿Por qué repetir? De ce să mai repet chestia asta? Yo no voy. Eu nu mai mă duc acolo. Catolicismo mataron a estas personas. Și catolicii au omorât pe acele persoane care nu au vrut să participe la misa. Pero cristianos. Dar creștinii. Leyendo la Biblia dice. Citind Biblia. Aquí nuestro padre dice. Spun că tatăl nostru spune. No. No recordaré más tus pecados. Biblia spune că Dumnezeu nu-și va mai aminti de păcatele noastre. Por eso no necesita más sacrificio. De aceea nu avem nevoie de alte jertfe. Evrei capitolul 10, versetul 18. Evrei capitolul 10, versetul 18. Yo creo esto. Eu cred Biblia. Así, catolicismo mataron cristianos. De aceea catolicii au omorât mulți creștini. Usted, ¿qué cosa cree usted? Ce credeți dumneavoastră? Una doctrina falsa o o învățătură omenească, falsă, sau Biblia. Jesus. Iisus. Llevo mi pecado. A luat păcatul pecado meu. Del mundo. Păcatul lumii întregi. El murió. Și a murit. Pago pecado todos. A plătit pentru păcatul nostru. Dios acepta esto. Și Dumnezeu a acceptat această jertfă. El resucitó. De aceea a înviat pe Iisus. Entró en el cielo. A intrat în ceruri.
s-a sentat. Și s-a așezat la dreapta Tatălui. Eso evanghelie. Asta este Evanghelia. Para predicar estos. Ca să predicăm lucrul acesta. Espíritu Santo viene. Duhul Sfânt vine. Espíritu Santo enseña estos. Duhul Sfânt ne învață lucrul acesta. Cuando nosotros creemos estos. Când noi credem aceste lucruri. Obra de Jesús. Lucrarea lui Isus. Él hizo perfectamente por nosotros. El a murit pentru noi. Dios recibe gloria. Dumnezeu primește glorie. Cristo ha recibido gloria. Hristos primește glorie, slavă. Porque él solo es salvador. Pentru că numai El este singurul mântuitor. Me salvó así. El m-a mântuit în felul acesta. A făcut curățirea păcatelor. Ustedes. Salvación es perdón de pecados. Mântuirea este iertarea de păcate. ¿Qué es Evangelio? Ce este Evanghelia? Jesús. Iisus. Hace 2000 años. Acum 2000 de ani. Perdonó todo mi. A iertat toate păcatele mele. Esa es su promesa. Asta este promisiunea lui. Hay que creer esto. Trebuie să credem lucrul acesta. ¿Entendidos? ¿Înțeles? Mañana. Mâine. Explicaré más. Voi explica și mai detaliat. Cu altă palavră, vale? Cu alte versete. Sí. Da. Ok. Bine. Muchas gracias. Mulțumesc. Ya, oramos juntos. Haideți să ne rugăm. Padre nuestro. Tatăl nostru. Te damos gracias por salvarnos de perdición eterna y del pecado. Îți mulțumim că ne-ai salvat de pierzarea veșnică și de la păcat. Amin. Gracias por habernos hecho tus hijos santificados. Îți mulțumim că ne-ai făcut copii tăi sfințiți. Antes no conocíamos tu gran gracia y misericordia. Înainte nu cunoșteam marele tău har și mila ta. Tampoco la obra de Jesús. Nu cunoșteam lucrarea lui Isus. Pero hemos aprendido. Dar astăzi am învățat. Jesús por su sangre. Isus prin sângele lui. Pero no nuestro pecado eternamente de una vez. A iertat păcatele noastre o singură dată pentru totdeauna. Entonces nosotros no tenemos pecado ante ti. Noi nu mai avem păcat înaintea ta. Señor, muchísimas gracias. Doamne, îți mulțumim frumos. ¿Cómo podemos pagar tu gran gracia? Cum am putea, Doamne, să răsplătim marele tău har? Solo alabando a ti queremos vivir Doamne, en este mundo. Vrem să te laudăm pe tine și să trăim în această lume. Señor, está con nosotros. Doamne, fii cu noi. Guíanos por favor. Călăuzește-ne, te rog frumos. Porque somos tus hijos amados. Pentru că suntem copiii tăi prea iubiți. Está con nosotros. Fii cu noi. Señor, alrededor de nosotros hay mucha gente no conoce. Doamne, în jurul nostru sunt atât de multe persoane care nu cunosc dragostea ta. Nosotros queremos predicar tu palabra. Vrem să predicăm cuvântul tău. Guíanos por favor. Călăuzește-ne, te rog frumos. Mañana también queremos aprender más tu palabra. Mâine, de asemenea, vrem să învățăm mai mult din cuvântul tău. Danos más tu palabra. Dă-ne cuvântul tău. Bendícenos, por favor. Binecuvintează-ne, te rog frumos. En el nombre de Jesús. În numele lui Isus. Hemos orado. Ne-am rugat. Amén. Amén. Gracias.